Un nou studiu arată faptul că bărbații căsătoriți au o inimă mai sănătoasă. Celibatarii, în schimb, au un risc de două ori mai mare să sufere de insuficiență cardiacă decât cei căsătoriți. Rezultatele studiului, în schimb, nu au fost aceleași în ceea ce privește femeile. O căsnicie fericită este cu adevărat cheia unei vieți mai lungi și mai sănătoase, potrivit unui studiu american. Cercetătorii au descoperit că celibatarii au un risc de două ori mai mare de a muri din cauza insuficienței cardiace în termen de 5 ani de la diagnosticare decât bărbații căsătoriți. Acest lucru s-ar putea datora faptului că e mai puțin probabil ca celibatarii să aibă pe altcineva care să le monitorizeze sănătatea. Cu toate acestea, același efect protector pare să se aplice și bărbaților care erau văduvi, divorțați sau separați. Constatările bazate pe o analiză a peste 6.800 de adulți americani se adaugă la numărul tot mai mare de dovezi care evidențiază beneficiile neașteptate pentru sănătate ale căsătoriei, inclusiv riscul redus de demență și de diabet de tip 2. Academicienii de la Universitatea din Colorado au preluat date dintr-un studiu existent care a implicat adulți cu vârsta de peste 45 de ani. Au fost apoi comparate înregistrările la 94 de voluntari care fusese rediagnosticați din punct de vedere medical cu insuficiență cardiacă. Acest lucru le-a permis experților să vadă cât timp au supraviețuit în medie pacienții din diferite grupuri. Participanții la studiu au fost urmăriți timp de aproximativ 5 ani. Celibatarii au avut un risc de aproximativ 2,2 ori mai mare să moară în de 5 ani de la diagnosticare, față de bărbații căsătoriți, au arătat rezultatele. Cu toate acestea, în cazul femeilor, nu a existat nicio legătură între statutul marital și riscul de deces din cauza insuficienței cardiace. Diferența dintre un atac de cord și insuficiență cardiacă, spre deosebire de un atac de cord care apare atunci când alimentarea cu sânge a inimii este blocată brusc, insuficiența cardiacă este o afecțiune cronică în care inima nu mai poate pompa eficient, deoarece mușchiul a slăbit. Simptomele includ oboseala debilitantă și lipsa de aer, iar pacienții sunt adesea spitalizați din cauza gravității sale. Aproximativ 200.000 de britanici sunt diagnosticați cu această afecțiune în fiecare an. Doar jumătate dintre pacienții cu insuficiență cardiacă din Marea Britanie trăiesc mai mult de 5 ani după ce au fost diagnosticați. În Statele Unite ale Americii, aproximativ 6,2 milioane de adulți suferă de această afecțiune. Autorii studiului au declarat că interacțiunea socială și izolarea joacă un rol important în starea de spirit și în sănătatea generală. Ei au sugerat de asemenea că bărbații se pot baza pe femei pentru a avea grijă de sănătatea lor și pentru a le reaminti să ia medicamentele. Oamenii de știință au spus că medicii ar trebui să țină întotdeauna cont de starea civilă atunci când tratează pacienții cu insuficiență cardiacă, relatează știri pe surse.ro.